Dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună. Sunt Lavinia Sprânceană și uh, astăzi alături de mine este pastorul Nicu Butoi. Bine ați revenit. Prezentarea de astăzi poartă titlul Ce ți-a făcut poporul acesta. La ce episod vă referiți? Despre ce popor este vorba și care este ideea principală din prezentare? Cred că este o o singură dată în Biblie, o astfel de expresie. Sunt cuvintele pe care le adresează Moise fratelui său Aron, care, de fapt, a fost cel care a condus în apostazie pe Israel, când au făcut vițelul de aur. Și Moise nu se oprește asupra păcatului în sine, ci asupra mecanismului care putea să prevină acest păcat și prin care el vrea să ne deschidă ochii și nouă. Uite, sunt niște circunstanțe atenuante. Dacă tu te gândeai la uh, inocența acestui popor, aceștia sunt oameni care nu înțeleg mai mult de atât. Ei vin dintr-o țară idolatră oamenii aceștia sunt în situația aceasta, ce rău ți-au făcut ție oamenii ăștia ca tu să aduci asupra lor un păcat atât de mare? Dumnezeu a contat pe tine, te-a așezat aici în fața lor. Ei au contat pe tine că tu ești aici să, să ridici poporul ăsta, să-l păzești. Ce ți-au făcut oamenii ăștia? Și aș dori să, prin harul bunului Dumnezeu, să aducem înaintea conștiinței noastre un nou fel de viață și anume, înainte de a lua hotărâre sau de a săvârși o acțiune sau alta în viața noastră, să ne gândim în ce raport mă găsesc eu cu persoana aceasta, sau cu poporul acesta, sau cu biserica, sau cu familia. Și în funcție de lucrul acesta, pentru că am să fiu întrebat la urmă, bine, bine, ce rău ți-a făcut oamenii ăștia ca să... Dacă țin cont de lucrul acesta, sunt convins că voi face multe lucruri pe care nu le-aș fi făcut altfel, mă refer la cele bune, și mă voi reține de la multe pe care le-aș fi făcut dacă nu, mă, nu aș răspunde la întrebarea aceasta. Ce rău ți-a făcut? Cum putem cunoaște dacă un conducător, un pastor, un lider are o relație adevărată cu Dumnezeu? Vezi, aici este gravă situația aceasta, pentru că el, Aron așa cum o să ascultăm în prezentarea noastră, sfârșește prin aruncat, arunca asupra lui Dumnezeu tot ce s-a întâmplat. E, e, grotesc, este groaznic din partea unui om un care să spună că a aruncat aur un foc și uite a ieșit un vițel. Miracol, mare miracol. Tot poporul a zis că e clar că este, e minune de la Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, relația personală și adevărata relație din sufletul conducătorului pe care conducătorul o are cu Dumnezeu, se va manifesta în felul cum va conduce el poporul care i-a încredințat răspunderea și a dat autoritatea. Dacă o iei pe fir, toate lucrurile duc aici. În ce relație s-a găsit omul ăsta cu Dumnezeu? Și vom căuta cu ajutorul lui Dumnezeu să întâmpinăm răul, așa cum am învățat în prezentările anterioare. Biblia este o carte a prevenirii. Vom căuta să aducem înaintea ochilor noștri pe calea lui Dumnezeu de a preveni mult rău în viață care s-ar fi petrecut și de a săvârși mult bine care s-ar putea face, prin tocmai felul cum ne raportăm la Dumnezeu. De aici pleacă totul și aici se încheie totul. Este un lider răspunzător înaintea lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor pe care îi conduce? Este. El ar trebui să nu-și asume această răspundere în cazul în care știe că între el și Dumnezeu este o fractură sau se găsește, trăiește un stil de viață sau este implicat în lucruri care într-o zi vor distruge nu lucrarea nu știu care, imaginea lui Dumnezeu în fața oamenilor. Totul se rezumă în final, în viața unui conducător, totul se rezumă la răspunsul pe care îl va da întrebării, cum este Dumnezeu? Asta întreabă poporul. Și prin, prin el, oamenii vor ajunge să cunoască pe Dumnezeu. Aici a fost o distorsionare nemai auzită, că prin omul ăsta ei au crezut că Dumnezeu e un vițel, apis din Egipt. S-a căzut aici atât de jos. Dar nu vom rămâne la acest deprimant moment, ci vom căuta să învățăm de la Moise cum se trece prin așa ceva. Asta e catastrofal. Și fie într-o viață sau într-o într biserică e catastrofală căderea aceasta, și totuși din catastrofă, din cenușă, se ridică lucruri. Vom învăța acest aspect. Să, ne, să te rogi la Dumnezeu pentru mine să pot să predau lucrul ăsta. Dumnezeu să vă ajute, Vă mulțumim. Mm -hmm. Înainte de prezentare, vă lăsăm în compania muzicii, ascultând piesa Tu ești creatorul meu, interpretat de corul Bisericii Adventiste Române Atlanta, dirijor Manuela Butuc, la pian Cătălina Tudor. Vă dorim vizionare plăcută! Mă reîntorc cu aceeași bucurie în fața audienței iubite, pe care, deși nu o văd, o prețuiesc mult și o port în rugăciune. Am grijă să nu închid ochii înainte de a trece cu gândul pe lângă toți cei la care Bunul Dumnezeu mi-a dat harul să vin ca slujitor al cuvântului în fața lor. Și este o cinste mare pentru sufletul meu, să pot sluji de pe acest ecran în casele dumneavoastră. Aduc mulțumiri și pentru acest post de televiziunea 7 și pentru voi toți care ați deschis cuvântul lui Dumnezeu prin diverse mijloace de care suntem astăzi binecuvântați încă de bunul Dumnezeu. Cu această ocazie vom explora un cuvânt al lui Dumnezeu care de fapt constituie o întrebare retorică, este o întrebare cercetătoare mai mult, nu care așteaptă un răspuns, răspunsul este evident chiar, dar care ne-ar face nouă foarte mult bine în viață, viața din familie noastre sănătatea noastră, economia lumii, toate lucrurile merge cu mult mai bine, răul ar fi cu mult, cu mult redus dacă s-ar ține cont de întrebarea aceasta, e vorba de despre întrebarea lui Moise adresată fratelui Soaron cu ocazia mare apostazii a vițelului de aur. Cu această ocazie, nu vom intra în multe detalii care sunt legate de momentul acesta, dar ne va conduce bunul Dumnezeu asupra unor circunstanțe sau lucruri care ar fi putut evita situația aceasta. Am învățat împreună că în Sfânta Scriptură, cea din tâi lucrare a lui Dumnezeu, cea mai importantă, lucrarea primordială a lui Dumnezeu este prevenirea răului. Nu este mântuirea din rău, nu este vindecarea, ci este prevenirea răului. Să nu se ajungă acolo. Dacă aceasta ar fi fost ținută în seamă și ar fi ținută în seamă astăzi în viața noastră, viața ar fi fost și ar fi cu totul și cu totul diferită. La această viață ne invită pe noi Dumnezeu că a promis că urechea noastră va auzi glasul care ne va spune nu, oprește, nu merge pe drumul ăsta, oprește-te aici sau ne va spune îndrăznește, mergi în numele meu, fă lucrul acesta. Aș vrea să uh, Stabilim din început că o crimă, o faptă rea, este cu atât mai haină, cu cât victima este inocentă, este, este cu cât victima este mai puțin vinovată. Întrebarea lui Moise, ce ți-a făcut poporul acesta? Aceasta e întrebarea. Ce ți-a făcut poporul acesta? În care îl întreabă pe Aron. Este o întrebare care îl așează pe Aron la nivelul unui om de rând. Și presupunem că erai un om de rând, presupunem că nu cunoști pe Dumnezeu, presupunem că ești pe aceeași treaptă cu orice fel de om pe fața Pământului. Ai adus asupra acestui popor un rău nemai auzit, un păcat atât de mare, ai deformat imaginea lui Dumnezeu așa cum scrie în epistola către romani, ai coborât-o la nivelul animalelor. Un vițel, ai spus că acesta este Dumnezeu. Aici ai dus poporul acesta. Întrebare, o, 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 magnitudinea păcatului este aproape imposibil de, de evaluat. Dar întrebarea lui Moise este, ce rău ți-au făcut oamenii acestea? Înțeleg să te răzbuni ca un firesc, vreau să spun. Înțeleg să te răzbuni pe cineva care ți-a făcut un astfel de rău. Și faci un rău pe măsură sau mult mai mare, și te justifici cu răul pe care l-ai făcut, pe baza răului pe care l-ai suferit la rândul tău. Am făcut așa pentru că. Dar ce ți-au făcut oamenii aceștia? Aceștia sunt Israel, poporul lui Dumnezeu. Pentru ei te-a uns Dumnezeu preot. Ce, cine a mai avut cinstea ta să fie așezată haina aceasta pe umerii tăi, pentru un așa popor? Păi, Poate că este strâmb și poate că este întunecat poporul ăsta și este pătat și este ca Iosua, haine murdare. Dar nu uita, acesta este poporul lui Dumnezeu care te-a făcut pe tine preot. Copiii tăi sunt aici. Istoria vieții tale este împletită cu istoria vieților. Tu știi, tu ai fost martor viu al felului cum Dumnezeu i-a scos din Egipt. Tu ai văzut toate aceste lucruri. Iar acum, în momentul acesta, tu întorci spatele acestor oameni, total, întorci spatele lui Dumnezeu și îi conduci pe un astfel de drum. Oamenii acestea s-au uitat la tine ca fiind un conducător, te-au luat de model, au mers pe urma pașilor tăi. Au încercat să vadă în tine cum arată reprezentantul lui Dumnezeu în fața noastră și ce s-a întâmplat. Ce rău a făcut poporul acesta, întreabă Moise, de a-i adus asupra lui un astfel de păcat? Aceasta ar fi fost conversația dacă Aron era un om obișnuit, dar el nu era deloc un om obișnuit. El avea asupra lui un ungerea divină. Pe când eram pastor într-o altă biserică, am aflat de fără de legea, fără de legerea, fără de legea unuia dintre conducători. L-am chemat pe omul acesta, l-am confruntat cu viața Dumnealui și l-am întrebat Do you know that you have the, the holy anointing over you? Știi că ai ungerea sfântă asupra ta? Știi lucrul acesta? Tu nu ai comis fapta aceasta ca un om de pe stradă. Tu ai comis fapta aceasta cu ungerea sfântă asupra ta, Dumnezeu a turnat asupra ta această ungere sfântă. De aceea îl întreabă, îl confruntă Moise pe Aron și cuvântul ne confruntă pe noi, pe fiecare în parte. Știi că ai asupra ta numele lui Isus. știi că te numești creștin, știi că lumea vrea să vadă cum arată Hristos în tine, vrea să cunoască pe Isus prin tine, știi lucrurile acestea, ce rău ți-a făcut omul acesta de ai potignit în felul acesta? Ce rău ți-a făcut copiii acestea de a trebui să fugă? Familiile acestea de a trebui să se îndepărteze? Oamenii aceștia care și-au pierdut nădejdea, cum spune Eremia, pietrele împrăștiate pe la toate colțurile ulițelor, ce rău ți-au făcut uh, oamenii acestea? Sigur că uh, era de așteptat ca un om de mărimea lui, de calibrul lui Aron, care conduce la pocăință un popor întreg, el însuși, să cunoască știința pocăinței. Dar nu e nicio surpriză în faptul acesta. Fiii lui Eli erau preoții ai Domnului, dar nu cunoșteau pe Domnul. Ei știau toate ritualurile, toate sărbătorile, tot ce trebuie făcut, în afară de acela care era sărbătorit. Am putea spune că ei cunoșteau bine sabatul Domnului, dar în niciun caz pe Domnul sabatului. De aceea și viața lor a fost așa cum a fost, au au asociat desfrâul cu ceea ce se întâmplase acolo. Iubiții mei, în lumina acestor cuvinte vom sta noi în fața lui Dumnezeu și în fața unei oferte pentru o viață mai bună. Ni se va da astăzi prilejul și posibilitatea aceasta să traversăm de, la, de pe trotuarul acesta al indiferenței noastre față de victima din fața noastră, să trecem pe partea dreaptă, acolo unde Dumnezeu ne-a spus: Ține cont de lucrul acesta. Și doi, chiar dacă ai fi suferit acest lucru, tu care ești duhovnicesc, tu care ai ungerea divină asupra ta, tu care porți numele lui Isus, niciodată nu vei întoarce rău pentru rău. Niciodată nu te vei răzbuna, pentru că răzbunarea este a Domnului, nu este a ta. După cum s-a spus, să nu miroase tămâia, la fel s-a spus despre răzbunare. Nu cumva să lași în sufletul tău. Știi de ce? Că produce în tine și împotriva ta un rău mult mai mare decât produci împotriva celui pe care te răzbuni. Pe tine te păzește Dumnezeu întâi și întâi când îți spune să nu te răzbuni și să nu întorci răul cu rău. Chiar dacă la întrebarea aceasta. Aron ar fi răspuns, uite ce rău au vrut să-mi facă, uite ce rău! Chiar dacă ar fi răspuns așa, omului Dumnezeu Moise, care a învățat să suferă sub provocare o viață întreagă, omului Dumnezeu i-ar fi spus, tu nu ești în fața acestor oameni așezat de Dumnezeu Conducător ca să întorci rău pentru rău, tu ești aici să oprești răul și dacă nu se poate cu altceva, oprește-l cu sângele tău. Dar nu da curs păcatului și răului niciodată. Nu vedem noi aceasta în viața Domnului și Mântuitorului nostru? Când El a fost întrebat: Cine sunt cei care ți-au adus rănile acestea? În loc să spună: Ei care au făcut răul acesta, El le spune. În casa celor ce mă iubeau s-au întâmplat lucrurile acestea. El știa ce simte față de ei și același lucru, uh, ei uh, erau chemați să răspundă: Noi îl iubim, fiindcă el ne-a iubit mai întâi. Uh, noi suntem, purtând această ungere sfântă asupra noastră, ungerea Duhului Sfânt care este cu noi, uh, nu recunoașteți voi că Duhului Dumnezeu locuiește în voi? Recunoaște lucrul acesta. Nu te scuza, nu găsi explicații pentru căderea ta. Primește mustrarea Duhului mai degrabă, biciuirea cugetului mai degrabă, decât să intri sub adăpostul minciunii sau a unui păcat mai mare decât păcatul care a fost comis. Binecuvântați pe cei ce vă bleastemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Nu aveți nevoie de motive pentru a fi buni, fie că avem motive sau nu avem motive, noi suntem așa pentru că acel ce este bun ne-a tratat pe noi cu bunătate în viață și pentru că am fost iubiți, la rândul nostru, răspândim iubirea între oameni. A întoarce bine pentru bine este umanesc. A întoarce rău pentru rău este cumva animalic, dar a întoarce rău pentru bine este demonic. Și lucrul acesta s-a petrecut sub preoția lui Aron. Moise era pe munte și el a fost însărcinat acolo în fața poporului cu conducerea. Poporului a fost spus, uitați-vă la el, felul cum va merge el. Aceasta este calea, omul acesta deschide drumul, este reprezentantul lui Dumnezeu înaintea voastră. Și ce rău ți-a făcut poporul acesta? De-ai trădat chemarea aceasta. Ce rău ți-a făcut Dumnezeu de-ai trădat încrederea care ți-a fost acordată? Au fost cerute explicații de la mulți informatori, din mâna, informatori ai securității din perioada comunistă. Se desfășoară atâtea interviuri, atâtea cercetări se fac. Încă n-au ajuns, încă lucrurile care s-au întâmplat la întuneric nu au fost încă vestite de pe acoperișul caselor prin parabolice sau prin asta. Încă nu, dar ele vin din zi în zi, pentru că așa cum am învățat împreună în predarea precedentă, un om spune la revedere, dar și pe curând, pentru că el se reîntâlnește cu ceea ce a scris altădată sub un nume conspirativ. Dar unii dintre ei chiar unul cu un nume mare a fost întrebat, știi ce s-a întâmplat din mâna ta? Tu ai stat ca pastor în fața bisericii. Oamenii aceștia te-au privit ca pe omul lui Dumnezeu. Niciodată n-au gândit că tu ai să vinzi sufletele lor. Ei au crezut în tine. Ei au crezut că ești trimis de Dumnezeu acolo. Ei te-au ascultat, niciodată n-au gândit pe, de faptul că tu însuți vei negocia sufletele lor și le vei vinde ca pe o marfă. Și răspunsul dumnealui a fost cutremurător. Ce era să fac, a zis dânsul? Aveam familie și copii. E adevărat lucrul acesta. Și bine faci că vrei să ai grijă de familia și copiii tăi. Dar vrei să ai grijă de copiii tăi cu sângele altor copii de acolo? De ce n-ai stat în fața acelor oameni și să spui, domne, nu vreau să plătesc sângele copiilor mei cu sângele altor copii care își vor pierde părinții și viața? Luați-mi mie viața. M-ați găsit pe mine, luați-mă pe mine. Nu este acesta exemplu Domnului nostru Isus Hristos? Nu există niciun fel de scuză în ceea ce Aron îngaimă la întrebarea lui Moise. Nu se poate primi așa ceva. El aduce două scuze, dintre care una este catastrofală. Dar până acolo se poate coborâ un om. Nu, nu există scuză. Poate să existe o explicație, dar nu o scuză. Niciodată. Păcatul nu a fost niciodată iertat sau admis sau trecut cu vederea. El rămâne ce a fost întotdeauna în ochii lui Dumnezeu, și anume păcat. Mântuitorul nostru a zis luați-mă pe mine, dar lăsați-i pe aceștia să meargă. Să presupunem că poporul acela, poporul Israel sau un popor de astăzi, ar amenința într-un fel sau altul viața cuiva. Iubiții mei, pilda Domnului nostru Isus Hristos trebuie să fie pentru noi nu doar o pagină de carte, ci trebuie să fie pentru noi o, un mod de viață și o putere prin care să trăim, asemenea Domnului meu. Ați văzut când Petru, așa spune tradiția, a zis, nu merit nici măcar să mor ca Domnul meu. Cum aș putea să aspir la așa ceva? Și l-am auzit pe Jordan Peterson spunând, Ni nu îndrăznesc să spun cred în Dumnezeu, e prea mare Dumnezeu să spun că eu acesta l-am prins în credința mea. Nu, eu trebuie să mă spun că trăiesc pe pământ așa ca și cum Dumnezeu este viu, prezent, real. Gândul acesta trebuie să ne urmărească pe noi. Iisus a spus, luați-mă pe mine, dar lăsați-i pe aceștia să se ducă. Am... Mărturisesc aceste cuvinte în locul acesta, nu ca o predică, ci ca o putere care a lucrat în viața mea. Am fost din fire fricos, m-am ascuns de primejdii, am avut imaginație bogată când a fost vorba de rău, mi l-am închipuit într-un fel sau altul. Bunul Dumnezeu m-a adus prin Evanghelie să privesc în altă parte. Și. Am fost bătut în închisoare. Am fost bătut o zi întreagă. Cu pauze să se mai odihnească omul, cu pauză de prânz. A revenit, a luat bătăile, a reluat bătăile, m-a bătut cu un ciomag, a stins luminile, m-a bătut pentru neric, m-a lovit cu pumnul în inimă. Îmi cerea să dau numele celor care mi-au dat o geantă cu Biblie. Și i-am răspuns cu multă dragoste. Cererea lui era legitimă, el de asta era acolo ca să smulgă un răspuns de la mine. Foarte bine, înțeleg bine ce faci. E, tu ești pentru asta aici și eu sunt aici ca să, nu, să urmez exemplul pe care mi l-a dat Mântuitorul și nu i-am spus. De fiecare dată am scris în declarație până la punctul în care urma să spun numele persoanelor de unde aveam acele Biblii. I-am spus, nu e cazul să inventez acum minciună să spun că a fost la colțul străzii cineva cu o țigară în gură, cu o șapcă pe un ochi și mi-a dat o geantă pas și nu știu cine și în ce direcție. Nu e cazul să facă. Eu știu de unde le-am luat, știu cum îl cheamă, dar vă rog să mă luați pe mine. Uh, am suferit uh, o zi întreagă bătaie, dar fără dureri vreau să vă spun. Uh, și dacă există o explicație pentru faptul că am fost bătut în acest hal, uh, fără să mai simt durerile la un moment dat, dacă există o explicație, ea trebuie să fie legată de pacea pe care o aduce în sufletul nostru, refuzul de a trăda. E un preț de plătit pentru lucrul acesta. Și nu e simplu să fii sub presiunea sub care a fost Aron, în care un, un popor atât de mare, de milioane, s-a ridicat și s-au agitat și așa mai departe, și tu să fii un singur om. Problema care a scăpat din vedere este că nu ești un singur om părăsit, ci ești un om cu Dumnezeu. Cred că această bucurie în sufletul meu a prezenței lui Dumnezeu și cinstea aceasta de a urma. Filda lui în care a spus, luați-mă pe mine și lăsați pe ceilalți să meargă. Bucuria aceasta m-a făcut să nu simt durerile. Bătaia a încetat la șase seara, a început la nouă dimineața. A încetat la șase seara bătaia printr-un incident, aș spune, ieșit din normal. A dat cu ultima lovitură, a dat cu băta aceea mine și s-a spart ca, ca o sticlă, ca niște cioburi a sărit pe jos, a rămas cu o bucată în mână, a trântit-o de pământ, s-a întors spre mine și a zis, zice, acum mă înjuri. Și mi-a dat un lighean cu apă, mi-a scufundat capul acolo și nu zic, niciodată nu voi înjura pe fratele meu, zic, eu spun tatăl nostru care ești în ceruri și tatăl și al și dumneavoastră și, și tatăl meu. E adevărat, pare grea, drumul acesta pare greu dar lasă în urmă o așa pace, o așa bucurie. Mi-aduc aminte cu lacrimi și astăzi de clipele acelea fericite din noapte că nu am spus. Am avut multe umflături, nici nu mai vedeam bine, nici nu mai am fost foarte puternic lovit în inimă, nu știu cum de nu s-a desprins. Dar bucuria pe care am trăit-o, că nu am spus numele celor care ar fi fost luați de acasă și lăsați copiii în urma lor. Iubiții mei, vreau să marcăm lucrul acesta că în fața noastră se, va, se vor deschide totdeauna două drumuri, o bifurcație, drumul ușor al trădării, care de fapt este mult mai greu. El rezolvă pe moment, e bucuria de o clipă a rezolvării, dar lasă deschis în urmă o hemoragie de regrete care ne va urmări întreaga noastră viață. În al doilea a doua împrejurare în care am trăit acest cuvânt pe care de aceea am să-l spun că dacă nu l-aș fi trăit nu aș îndrăzni să-l spun. A doua împrejurare a fost când eram la sărbătoarea de 17 ani a căsătoriei noastre în localitatea Newport Beach în California. Eram acolo ne -am, am înnotat cu trei dintre fiicele mele și am fost prins de un curent și care a țin larg gata să fim înnecați. Și atunci am rostit această rugăciune, tată scapă pe ele și eu rămân aici. Și am rămas acolo pe loc și ele în mod supranatural s-au întors înapoi și au ajuns la țărm. Au fost singurele care au fost prinse de curent, că mai multă lume a fost prinsă. Singurele care au ieșit fără ajutor la țărm, că ajutorul lor era nevăzut și era însuși Dumnezeu. Am rămas acolo singur în apă, dar și plângeam, nici n-am știut că există lacrimi care ard. Simțeam că-s fierbinți pe obraz. Plângeam nu de frica morții, ci de bucuria că Dumnezeu a vorbit cu mine. Și a, a, a trimis, au trimis fetele la țăr. Aș fi, dacă aș fi, Dacă aș fi scăpat cumva de la nec cu prețul necării copiilor mei, acea viață n-ar fi fost viață. De aceea îl întreabă să spunem dacă există vreo justificare pentru ce faci, pentru faptul că ai condus poporul acesta în felul acesta. Cei care ați cunoscut-o pe Jasmine, lucrătoarea de la, din Kenya, cred că era, de la Casa din Câmpie, pastorul și profesorul Buciuman a făcut referire la dumnea ei în, una din, în unul din interviurile lui Am cunoscut-o personal pe această doamnă și dumnea ei a fost în, în Ruanda în timpul genocidului, când probabil un milion, două milioane de oameni au fost omorâți cu macetele, cu topoarele. Cei din tribul Hutu au omorât pe cei din tribul Tuți. Și dumnea ei povestea că a fost la unul din orfelinatele de acolo și au venit cei Uh, asasinii uh, care cu, uh, cu săbii cu macete să omoare toți copiii tuții din acel orfelinat și dumnea ei uh, mi-a spus personal mărturia aceasta zicea deci am ieșit în ușă uh, și am spus am întrebat dacă aveți copii tuții aici avem, am răspuns da uh, dar nu veți putea trece decât după ce mă veți asasina pe mine, după ce mă omorâți pe mine Atât au fost de cutremurați ucigașii, că s-au întors înapoi și nu au omorât niciun copil din orfelina, dar putea să o omoare în prima clipă. Femeia nu s-a gândit că va scăpa. Femeia s-a gândit că nu vreau să scap în acest fel, să scap eu și cu prețul vieții acestor copii care sunt acolo. Este un preț de plătit, într-adevăr, și este, pare mai primejdios, dar în același timp lasă în urmă o bucurie de neimaginat. A, a, așa îl frământă a, întrebarea aceasta pe Moise. Ce rău ți-a făcut poporul acesta? Acum, a, Aron însuși a căzut sub incidența propriilor lui fapte care l-au condamnat literalmente la moarte. Dar așa cum scrie Scriptura, mai lasă și anul acesta. Totuși, a, nu știi cum să faci lucrul acesta pentru că el nu numai că nu se pocăiește, și el face, comite două grave crime în mărturisirea lui, la întrebarea pe care o adresează Moise. Moise este cel care s-a rugat pentru el la Dumnezeu cu putere și cu tărie să-i fie scăpată viața. Moise s-a rugat pentru popor, dar acum Moise discută cu el și vrea să vadă cum privește astăzi ceea ce ai făcut ieri. Ești conștient, îți dai seama în versetul 25, din acest, din capitolul 32, în versetul 25, Sfânta Scriptură spune, Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aron îl făcuse să fie fără frâu. Nu era o impresie, o probabilitate, era clar lucrul acesta pentru Moise. Și Moise aduce pe omul care a săvârșit această crimă, împotriva unui popor care nu i-a făcut un rău de proporțiile acestea lui, aduce lucrurile acestea înaintea lui în speranța că va primi darul pocăinței de la Dumnezeu. Dumnezeu vroia să-i dea darul pocăinței lui Aron, dar nu știm dacă îl primește. Pentru că Aron, omul care primește pocăința, omul acela se zmerește, omul acela nu se scuză, nu justifică ce a făcut, ci și asumă. David spune, împotriva ta, numai împotriva ta, în vei fi drept în hotărârea ta. El își asumă răspunsul. Nu este vina ta. Nu, păcăt, nu tu păcătuiești împotriva mea când eu sufer pe aceasta, ci eu am păcătuit împotriva ta și împotriva vieții mele când eu m-am adus pe mine în această situație. Acesta, aceasta este pocăința, dar Aron nu face lucrul acesta. Aron vine și spune: Știi că poporul acesta este pornit la rău. Da, pe păi, am știut și tocmai de aia te-a pus Dumnezeu aici, preot. Tocmai de aia te-a însărcinat Dumnezeu să stai înaintea lor ca reprezentantul lui Dumnezeu, pentru că sunt niște oameni înclinați să facă rău. Sigur că, da, dacă nu era așa, nici nu mai era nevoie de tine. Pe motivul acesta te-a adus Dumnezeu aici. Și al doilea lucru grav pe care îl spune el, <coughs> Aș vrea să uh, urmărim împreună această uh, parte a uh, scripturii. În, în, în uh, pledoaria lui cu privire la ceea ce a făcut, Aron spune: Am luat aurul de la ei, l-am aruncat în foc și a ieșit vițelul ăsta. N-are cum să iasă un vițel în felul ăsta. Trebuie să, trebuie... Au făcut o, un tipar, au turnat aur topit acolo și așa mai. A fost un proces lung dar el sugerează că a fost o minune? El implică pe Dumnezeu în așa ceva? Iubiți mei, dacă alunecăm pe drumul acesta al scuzelor și al explicațiilor, să știți că nu ne vom opri din alunecare decât acolo unde acuzăm pe Dumnezeu pentru răul care s-a petrecut. Nu vi se pare de crezut. Dar cea mai mică formă de scuză pe care o folosim în dreptul lucrurilor nescuzabile, cea mai mică formă de scuză deschide drumul Către așa ceva. Și ați observat că primii noștri părinți, la început, au vorbit ce au vorbit despre șarpe, au vorbit ce au vorbit uh, unul despre altul, dar au sfârșit prin a arăta cu degetul spre Dumnezeu. Tu ești autorul acestor lucruri. Același lucru se întâmplă cu Aron, care încearcă să explice lui Moise de ce s-a întâmplat așa ceva. Aș vrea să uh, uh, urmărim răspunsul lui Moise. De obicei, în biserici când sunt judecați oamenii, se urmărește dacă aceștia dau semne de pocăință. Și dacă dau semne de pocăință, atunci ne îndurăm și noi de ei, dar dacă nu dau semne de pocăință și continuă revolta lor împotriva lui Dumnezeu, atunci noi ne simțim justificați să ne ridicăm împotriva acestor oameni. Moise nu s-a simțit justificat să se ridice împotriva unui astfel de popor care era bântuit de o așa plagă și nu s-a simțit liber deloc să lepede sau să scoată din rugăciunea lui pe fratele lui care refuză pocăința în fața lui Dumnezeu și care, așa cum scrie în cartea lui Iov, se apără ca un nelegiuit. Din potrive, Moi se consideră revolta aceasta lui, perversitatea aceasta în care apără fără de legea lui, moi se consideră lucrul acesta ca un alt motiv de rugăciune. El include pe lista lui de rugăciune fățărnicia, decăderea cumplită a fratelui lui și, în final, acuzația pe care o adresează lui Dumnezeu, ca și când ar fi participat la lucrul acesta. Este foarte adevărat că niciodată un păcat de felul acesta nu este comis de o singură persoană. De aceea, el le-a și spus să dea, a făcut o colectă, să aducă toți contribuții și au adus contribuții în aur, cercei, bijutării, tot ce au avut și ce luaseră din Egipt și toate acestea, le-au adus și ei au devenit parte a acestei fără de legi. Nu se comite un păcat public. Adesea există un țapi spășitor, să zicem, un cetățean care a făcut lucrurile un, un Hitler, există un Mao, există un Stalin, dar întrebarea se ridică dacă oamenii acești erau singuri, se întâmpla așa ceva, În spatele lor există un, un popor care a colectat, a contribuit cu colecta lor. Și pe motivul acesta Moise luptă, el înțelege în profunzime decăderea aceasta, nu doar ca pe un păcat de suprafață, ci înțelege rădăcina problemei, imaginea lor despre Dumnezeu era atât de distorsionată încât s-a reflectat într-un animal. Au Așa cum scrie în epistola către romani, n-au păstrat pe Dumnezeu în conștiința lor și l-au asemănat cu târitoare, cu animale, cu tot ce se întâmplă acolo, și rezultatul a fost faptul că ei au trăit această cumplită decădere pe care o descrie scriptura. Ea este, se încearcă astăzi în societate, Biserica încearcă să biciuiască păcatele societății. Problema este că nu aceasta e rădăcina, ele vin de undeva și despre rădăcină nu se vorbește, mai nimic. Se vorbește numai despre frunze, care arată într-un fel sau arată în altul. Adevărata problemă luată pe fir duce la Dumnezeu în final. Aron este acela care sugerează că s-a întâmplat o minune acolo, a ieșit acest vițel din, din foc. da. Și nu este singurul caz în care... Nelegiuitul justifică nelegiuirea prin prisma sau prin a sugera că Dumnezeu e parte din ea. Ați văzut femeia aceea de căzută din Proverbe 7 cu 10? întâlnește pe băiatul acela fără minte și scrie aici: Era îmbrăcată ca o curvă, în versetul 10, cu inimă și reată, vine în fața acestui băiat, era bună de gură, era fără stâmpări adică mișcare de scenă, picioarele nu putea să te acasă, când în uliță, când în piețe, când toate colțurile la pândă, îl prinde, îl îmbrățișează, îl sărută, dar aceasta nu e de ajuns, ci cu o față fără rușine, îi zice, eram datoare cu o jertfă de mulțumire, venea de la adunare dumnea ei și dăduse la colecta acolo ceva și acum, iată, mai departe, azi mi-am împlinit juruințele și hop, de aceea Ți-am ieșit înainte să te cauți și te-am găsit, adică tu ești o răsplată a lui Dumnezeu pentru ce, ce am donat eu la biserică sau ce am făcut. Ce caută Dumnezeu într-o tranzacție ca aceasta? Isaia, capitolul 1, spune, nu poți să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, dar între nelegiuiri nu există niciuna mai gravă decât aceea care îl face pe Dumnezeu ca fiind autorul nelegiuirii nu numai la femeia aceea se întâlnește această stare de lucru, și la omul lui Dumnezeu, și la cel pe linia căruia va veni Hristos. Și el e tot om. Și în Genesa 27 cu 10 îl întreabă tatăl lui nevăzător cum te cheamă, mă cheamă Esau. Bine, dar glasul sună mai, știți că auzul pleacă ultimul de la oameni, și gustul pentru mâncare și el vrea, mânca, vrea un vânat și așa, glasul nu se potrivește, dar nu e nicio problemă, rezolvăm altfel. Și atunci întreabă Isaac, cum ai găsit așa repede fiule lucrul acesta? Pe păi, răspunsul lui Iacov, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte, uite ce minune! Și de fapt era un ied luat de mama lui de acolo, din turmă și făcut ciorbă sau ce, domnul mi l-a scos în cale, a inclus pe Dumnezeu în lucrarea aceasta și la adăpostul numelui lui Dumnezeu sau au comis unele din cele mai haine fără de legi care s-au petrecut vreodată. Ce ți-a făcut poporul acesta? Dacă te uiți în urmă la istoria vieții, nu numai că nu ți-a făcut niciun rău, dar datorezi binele din viața ta tocmai poporului acestuia asupra căruia, așa cum îi spune Moise lui Aaron, ai adus un rău așa de mare. Dacă ai vrea să gândești înainte de a face așa ceva și când, când satan a pus un gând în mintea lui Iuda, când îți apare un gând din ăsta în minte, dacă te-ai întreba, bine, să fac lucrul acesta împotriva omului acesta sau împotriva adunării sau împotriva unei familii. Sau... Dar ce rău mi-a făcut mie această ființă, această persoană? Și dacă a făcut rău, rău cum nu s-a pomenit, de ce să nu încheiem altfel? Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Tată, iartă că și nu știu ce fac. De ce să nu încheiem pe aceeași notă ca Domnul Hristos, dacă trebuie să încheiem? De ce trebuie să expunem pe un altul ca să păzim pielea noastră fără să o putem păzi. Cine își va păzi viața, spune Domnul Hristos, o va pierde. Cu adevărat, Aron în clipa aceea a murit pentru totdeauna, fiindcă și dacă s-a întors la Dumnezeu, s-a mai târziu, el, el, nu mă, el a rămas pentru totdeauna omul care a condus pe Israel într-o așa apostazie. Ce ți-a făcut poporul acesta? Acum, ceea ce s-a petrecut acolo a, am avut impact și efect mult mai adânc decât putem noi explora cu această ocazie. Dar să păstrăm întotdeauna această întrebare. Ce rău ți-a făcut? Ce rău îți face om? Cu ce te deranjează omul acesta? Haman nu poate să-l vadă pe Mardohel, nu-l nu suportă. Ce rău ți-a făcut omul acesta? Aș vrea să, să atingem o latură care e pierdută din vedere de multe ori. Când un conducător face un astfel de lucru, poate că nu mor oamenii, dar se distruge ideea de adunare sau de popor sau de trup al lui Hristos. Așa scrie în Proverbe, capitolul 19, versetul 8, 29, versetul 18. Acolo unde nu este descoperire Dumnezească sau viziune, poporul piere. Nu indivizii, ci ideea de popor se sparge, se separă, se izolează, dispare un popor. Fiindcă un popor e făcut din oameni, dar în momentul în care omul devine o unitate izolată și nu mai este parte din trupul lui Hristos, în clipa aceea se distruge. Acolo unde nu este descoperire dumnezeiască, cum a fost aici aceasta? Nu a fost o descoperire Dumnezească, fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, o puneți aurul aici și uite, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Aceasta nu era o descoperire dumnezească. Acolo unde nu este descoperire Dumnezească, ideea de popor dispare. Oamenii ajung elemente separate, radical liberi, ajung ființe dezorientate, care nu funcționează așa cum cuvântul lui Dumnezeu a lăsat să nu te rupi de poporul tău, să nu părăsiți adunarea voastră în sensul izolării și privirii din exterior. Cine cade și o să nu ard, repet cuvântul acesta al lui Pavel. Aș vrea să încheiem prin harul lui Dumnezeu cu chemarea aceasta sfântă pe care a adresat-o Moise. Înaintea poporului și înaintea lui Dumnezeu. Nu mai are hotare uh, între noi oamenii o astfel de atitudine. Nu numai că n-a avut niciun fel de motiv pământesc sau firesc, nici chiar, să zicem, duhovnicesc, pentru că tu vei fi un neam mare, acesta era viitorului, fără să aibă niciun astfel de motiv. Moise vine înaintea lui Dumnezeu și pune pe masă nu averea lui, nici măcar sângele lui, ci pune pe masă numele lui din Cartea Vieții. Au fost două situații în care Moise s-a ridicat în apărarea poporului și pur și simplu cumva împotriva lui Dumnezeu. Doamne, de ce ai făcut răul acesta atât de mare împotriva acestui popor? Știți situația care în Egipt le-a îngreuiat muncile teribil prin faptul că ei au repetat cuvintele lui Dumnezeu. Și Moise este atât de tulburat de suferința a poporului, încât se îndreaptă spre Dumnezeu și îl întreabă de ce ai făcut răul acesta a poporului acestuia? Normal că nu era un rău. Dumnezeu nu face rău, Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și Biblia spune, ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul, cu cât mai puțin mâna ta să facă răul, dacă ochii nu pot să vadă, cum ar putea să facă mâna ta răul, dar El, el îl întreabă atunci, cum ai cum de-ai făcut răul acesta? De ce ai făcut răul acesta împotriva poporului? Adică era, era, suflet în sufletul poporului lui și îl durea durerile lui și suferea împreună cu suferința lui. Și același cuvânt îl aduce David și este așa și asupra noastră acum. Ca și noi să trăim la fel, pentru în față, în față, de copiii noștri și de familia noastră mai întâi și de adunare și de lumea în care trăim. Noi nu suntem uh, veniți din altă lume, uh, suntem parte din lumea în care trăim, conform rugăciunii lui Isus, nu te rog să iei din lume. Dar când s-a întâmplat uh, nenorocirea aceea mare, uh, care au căzut de ciumă, trei zile a bântuit ciuma în țară și profetul i-a spus lui David, alege una din Trei nenorociri, el nu a ales niciuna. Bineînțeles, l-a ales pe Dumnezeu, a spus să cădem în mâinile lui. Când a văzut însă nimicirea aceasta a poporului, pe care de fapt îl omora propria lui fără de lege, nu Dumnezeu. Va trebui să mai lucrăm mult probabil în domeniul acest. Poporul cădea sub păcatul lui. Plata, plata păcatului este moartea, nu plata lui Dumnezeu este moartea. Nu. David totuși nu poate să rămână indiferent, ci îi tulbură sufletul și întreabă, Doamne, vinovat sunt eu și casa mea înaintea ta. Poile acestea ce au făcut, mă doare sufletul pentru ce se întâmplă acolo. În ce măsură, iubiții mei, suntem noi suflet în sufletul casei lui Dumnezeu? În ce măsură suntem noi parte din trupul lui Hristos și când un mădular sufără, sufără toate? În ce măsură suntem noi credincioși în sărcinării și răspunderii pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a sta înaintea poporului Dumnezeu și de a așeza o pildă frumoasă și bună pentru băieți și fete, pentru tineri, pentru cei care calcă în casa lui Dumnezeu pentru prima dată? În ce măsură suntem noi credincioși acestei cinste și onoare cum nu există în lumea aceasta care ne-a fost făcută fiind așezați în slujba Lui Dumnezeu. În ce măsură suntem gata să răspundem cu viața noastră pentru viața Celui de lângă noi, după pilda Aceluia care a răspuns cu viața Lui pentru viața noastră. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea viața cineva pentru prietenii Lui. Ce ți-a făcut poporul acesta? Dacă ar fi să răspundem în termeni cristici am putea să spunem așa, poporul acesta m-a făcut dator pe viață și pe totdeauna. Cu tot ce sunt și cu tot ce am, așa cum Domnul nostru Isus Hristos atât de mult a iubit poporul încât și-a dat viața pentru el, și noi suntem chemați, spune Ioan, să ne dăm viața pentru frați. Semnul vieții veșnice nu stă în, cum constă în crezul nostru nici în mărturisirea noastră, nici în proiectele noastre de a lumina pământul. Semnul mântuirii și al vieții veșnice, spune Ioan, constă în faptul că știm că avem viața veșnică pentru că iubim pe frați. Dumnezeu să ne ajute și să semene în sufletul nostru acest fel de dragoste. Aceasta ne este rugăciunea, Părintele nostru, până părtași de iubirea cu care ne-a iubit. Și ajută-ne să fim suflet în sufletul oamenilor la care ne-ai trimis cu cuvântul tău. Fi binecuvântat de acum și până în veci. Amin!